Vă surprindem papilele gustative atât cât e posibil la televizor. Invitatul nostru de astăzi este maestrul bucătar Andrei Săcăreanu, împreună cu care vom găti un burger delicios de casă. Rămâneți alături de noi pentru a afla secretul ingredientelor și pentru a vă convinge că cea mai gustoasă și sănătoasă mâncare se prepară acasă. Andrei, bine ai venit! Așa e? Se prepară acasă sau nu? Da, desigur. Bine v-am găsit. Bun, e bun și fast food-ul, dar totuși sunt momente când vrem să gătim acasă gustos, nu? Cu siguranță. Și atunci, dacă e să vorbim despre un burger așa, gustos, acasă, gătit de noi, de ce avem nevoie? În primul și în primul rând, carnea. Cu siguranță, ingredientul principal fiind carnea, carnea trebuie să fie de calitate. Și dacă sincer, trebuie să aibă un pic de grăsime. Uneori poate fugim de grăsime, dar dacă sincer, aici taman avem nevoie minim 20% să aibă grăsime carnea. Vă arătăm imediat carnea, că o vedeți acum acoperită, dar uite-o, deci asta este cărnița. Nu are importanță, hai să o descoperim un pic așa să vă arăt. Da, și după aia, okay. O vedeți și voi. Are importanță de ce e cărnița de vită, de porc sau chiar nu mai contează? Ok, general, dacă facem așa o mică introducere și istorie, burgerul, în general, părut carne de vită. Deja la moment avem mixat, dar în general e carnea de vită. De acolo am început și dacă e să povestim un pic, hamburger vine din Germania. Respectiv, acolo a apărut, acolo are rădăcine, după asta cumva a fost cumva exportat sau ceva genul ăsta în America, acolo a început să se dezvolte. Acolo plus minus în anii 1900, la începutul anilor 1900, a apărut și primul burger. Fiind hamburger. Ce scuz, hamburger a fost la început, respectiv de regiunea Hamburg, din Germania, a început să fie Hamburg, după asta, încet, la început a fost doar prăjoala cu pâine tost. Pâine tostat și atâta tot. După asta a apărut deja ingredient care devine la moment și deja, cu siguranță, de la un sandwich mic, foarte simplu, la început, la moment a ajuns chiar și restaurante. Să papilele gustative. Da, corect. Multe ceva altele. Modern și așa mai departe. Dar, oricum, astăzi facem un burger simplu, clasic, vită, un pic de grăsime, desigur, dar doar vită. Superb, superb. Deci arată superb aceste prăjoale. Okay, de menționat faptul că aceste prăjoale au fost lăsate un pic în frigider. De ce le-ai pus în frigider? Ok, da, am preparat carne tocată, am adăugat așa. Nu foarte multe, am făcut o clasic, spun eu. Am adăugat un pic de usturoi, praf, da, un pic de paprika, un pic de sare, piper. Asta e, da. Ca să condimentăm, așa, da, să avem un gust mai bunișor. Foarte, foarte, foarte simplu, da. După asta, care e ideea? Se pune la frigider un pic, ar fi ideal pentru că să tragă un pic carnea. Așa, deci am luat carnea și am pus-o la frigider ca să obținem poate mai mult textura asta de grill sau care e secretul că o punem la frigider? Ar fi cumva și asta, da, o idee, dar posibil, dacă nu o punem un pic la frigider, ar fi posibil carnea nu se încheagă așa bine și cumva se mai desface. Asta e ideea. Adică un pic se răcește și un pic se combină toate ingredientele împreună și îi dă și un gust, dacă sincer, un pic mai ok. Ca oricare mâncare, o lăsăm un pic să-și tragă suflet. Am înțeles. Și după asta scoatem carnea, o lăsăm, o dăm pe o tigaie. Nu e important să avem o tigaie grill. Bun, noi acum deja ne permitem că avem tigaie grill. Da, dar puteți să o prăjiți și pe, nu știu, pe un grill sau, de exemplu, dacă vreți, o putem da și la cuptor un pic? Da, sau... da, desigur. Îi facem fața pe o parte, pe altă parte. Plus, minus, 2-3 minute pe o parte, 2-3 minute pe altă parte. După asta o băgăm la cuptor. Aproximativ 6 minute, 200 grade, mult mai mult decât suficient. Super. Din ingredientele celelalte, cu excepția cărnii și pânica care o avem pentru chiflele, pe care le avem pentru burger. De ce mai avem nevoie? Avem frunze de salată, varză, da, cum ar veni din asta, și avem roșii, avem ceapă, ce ne mai trebuie? Da, respectiv asta, idee lipsește, am uitat să punem castraveți murați. Așa, și castraveți murați, dacă da. Respectiv asta vrem. E garnitura clasică. Aha, am înțeles. Deci e clasică pe lângă cașcaval, că în combinație cu cașcavalul și roșiile cumva dau un gust aparte, da, nu? Da, cu siguranță. Referitor la cașcaval, deja în general se folosesc diferite tipuri de cașcaval la moment. Chiar și brie se pune sau cașcaval de capră, ceva pentru a deschide un gust mult mai wow, hai să spunem așa. Am înțeles. Aici deja în fiecare, dependență de fiecare în parte, care și ce dorește, preferința are și așa mai departe. Respectiv la fel și sosul, ăsta e un general, un, hai să spunem așa, un numere sos.
Da. Asta ce înseamnă? Ketchup și maioneză. Deci aici avem sos pregătit din ingrediente pe care le găsim acasă. Ketchup, maioneză, da, am turnat, simplu. Am mestecat, am făcut, am obținut o compoziție uniformă, de altfel, este important, bănuiesc eu, presupun eu. Corect. Și respectiv, mai pe final, adică mai încolo, la anumite etape, adăugăm și acest ingredient. Până atunci, avem nevoie să călim ceva din ingredientele astea? Ceapă, ce facem? Roșii, le putem da la tigaie? Ce se întâmplă? Da, atâta timp cât așteptăm un pic cărnița. Ok. Hai să spunem așa, ar fi de dorit, deja în dependență, roșiile putem să le un pic așa caramelizăm. Ca să aibă un gust mai aparte. E un secret de bucătar, pentru că Andrei a muncit tare mult timp în bucătărie și inclusiv are tare multă experiență, dar e și un maestru al cuțitelor, pentru că vedeți ce cuțite. Ea a venit cu cuțitele lui. Avem și noi cuțite de înaltă calitate, dar el e cică un maestru al cuțitelor și respectiv vom da ceapa. Inelele astea nu are importanță, adică după gust le putem tăia. Da, corect. Independență. Sunt persoane în general care nu iubesc ceapa, cei care nu iubesc ceapa, deja cu siguranță. Ai un exemplu lângă tine, acum ce să mai? Ok, dacă suntem, da. Deja independență, da. Când sunt combinate toate ingredientele astea, deja e bine, adică cumva are alt gust ceapa și mai ales dacă o mai caramelizezi un pic, e altă treabă. Cu siguranță, da, da. Ok, între timp am aranjat aici, la fel și cu frunzele de da, varza salată, asta, da, exact. Le mai tăiem și un pic ar le putem lăsa, deja la preferința pe care în parte, putem să lăsăm întregi, dar putem să le tăiem un pic, vedeți cum pic să le tăiem. Ok, eu între timp mă voi uita la cărniță, pentru că am o manie pentru carne și efectiv, atunci când e vorba de carne, eu țin tare mult la carne bine gătită, deci sunt dintre cei care preferă ca această mâncărică să aibă un gust aparte. Nu e nimic important decât carnea să fie bine gătită, deci toți cei care, mama, parcă zici că sunt la prima etapă. Știi de ce mi-e frică? Mi-e frică să nu le distrug. De-aia și E ok. Așa mă mai complic cu ele. Dar uite, ei între timp au prins o mică textură acolo de grill. Da, mai lăsăm un pic. După asta le punem la cuptor și vor fi da, super, super tare. Exact, ei bârjoalele astea foarte rapid acolo se gătesc. La fel și ceapa. Adăugăm ceva din, nu știu, din alte ingrediente. Punem sare pe el, adică e important sau nu prea, dacă e să vorbim despre anumite, nu știu, prafuri, chestiuțe sau nu, nu da, e în general, necesar. Sarea și piper negru, asta e cel mai important. Okay. La moment, cu siguranță, sunt foarte, foarte, foarte multe ingrediente care pot fi adăugate. Dacă, sincer, în general vorbim de la început, cum am spus, că burgerul a fost la început un sandwich foarte, foarte simplu. La moment, ca să înțelegi, deja avem și burger ramen. Cu un sos teriyaki, acolo în genere, la un nivel ceva foarte, foarte, în Japonia, e ceva fenomenal, iarăși. Dar, oricum, independent, pentru că sunt în India, respectiv ceva mai iute, pentru că ei preferă ceva mult mai iute, mai condimentat, da. Respectiv, independență de fiecare țară, în parte, cu siguranță avem diferite gusturi și atunci deja fiecare independență cum dorești. La clasic, se abate. Deci noi azi să înțeleg că gătim un burger clasic pe care îl putem găti. Care îl poți găti toți acasă, frunzele foarte ușor. Frunzele de salată, n-am observat, le-ai feliat un pic, da? Da, le-am tocat un pic, așa. Da. O să le punem, urmează curând să tostăm și pânica. Da, le putem pune și întregi, nu? Putem și întregi, putem și le tocăm un pic, independență, iarăși fiecare în parte. Pur și simplu, la un moment era un pic mare și le-am tocat un pic, o să fie mai ok. La capitolul verdeață, de exemplu, putem adăuga rucola? Că sunt tare mulți amatori de rucola și da, cu siguranță. În caz că vă place gustul de rucola, pentru că e un pic specific, desigur. Da, exact. Atunci, dar în general, este la rucola, în general, merge un sos foarte super, se numește mimoza. Chiar acum mi-am adus aminte. E ceva foarte, foarte interesant și se primește rucola
cu bază, împreună cu lămâie. Așa. Îi dă un gust super. Dar iarăși, pentru, deja pentru persoanele care preferă astfel de exact. Gusturi. Și mai acru un pic, că sunt oameni care nu preferă lămâia. Dar de lămâie de ce avem nevoie? La lămâie am pus un pic în sos. Aha, ok, ia, da, uite. Da, deci da, lămâie. Simplu, am luat astor, sos și am corect, pus corect, corect. Acolo, da, e foarte, foarte simplu, cu siguranță. Da, e ceva foarte... Da, dar dacă sincer, lămâie îi dă un pic, un pic iarăși. Din, da, cred că deja e super. Ia uite, ce adică putem să deja să un pic la cuptor. Da, da, okay. Da, da, da. Să mergem acolo. Okay. Zic să închid pita și dăm la cuptor. La cuptor ce temperatură păstrăm? La cuptor 180-200 de grade, independență de... Da, ok, da, 180-200. Okay. E ok așa? E bine, e bine. Ah, ok, am pregătit ceva pe aici, dar iarăși, deja. Îl punem la 6 minute. Așa, și lăsăm acolo ca să-și vină cărnița. Da, cu siguranță. 6 minute e mult mai mult decât eficient. Plus, minus, aici tot e interesant, pentru că, dacă sincer, au fost cazuri când persoane doreau să gătească, ok, clientul dorește burger medium rare. Așa e, da, da, exact. Într-adevăr, e ceva mult mai suculent, ceva mai, da. Pentru că, în general, un burger să faci, cărnița din burger trebuie să fie preparată 100%. Mm. Aici, deja, când, pentru că merge vorba plus minus, temperatura internă trebuie să fie aproximativ 71 de grade. Mm-hmm. Ceva aproximativ, dar iarăși, în dependență de cărnița, pentru că, iarăși, e gen start, cu siguranță, gen start îi vită, dar da. Iarăși, deja independent de ușor. Da, da. Pentru că atunci dacă punem, pentru că se face chiar și din găină, sau dacă facem în general, sunt care fac și de porc. Din curcan, da, sau, mă rog, da, da, independență, da. De și deja atunci trebuie de preparat mai intens, mai adică să fie gata, coaptă toată carnea. Asta ca să aibă și un gust. Ceapa, zic că da, suntem gata ceapa, să o punem, da, să o caramelizăm un pic. Nu de putem pune și ceapă albă, nu neapărat roșie, dar știu că roșu, asta roșie e mai specifică un pic, nu? Okay, adică nu are așa, același gust intens. Corect, asta e ideea, pentru că dacă merge vorba de ceapă, avem diferite tipuri de ceapă. Așa. Da, corect. Atunci când facem, în general este gem de ceapă, un fel de dulceață din ceapă, da. E ceva alt tip de ceapă să folosești și dependențe și atunci și se taie diferit. Acum, pentru burger, asta e clasic, asta o folosim și noi, ceapa roșie. Dacă doriți, puteți să experimentați cu alt tip de ceapă, deja fiecare cum are plăcere. În funcție de ce vrea și cum vrea și cantitățile, cu, proporțiile chiar cu siguranță, importanță. Am aici, o să mai iau o farfurie. Ok. Chiflele e asta necesar, e nevoie să le punem să le prăjim un pic. Da. Adică le putem prăji și le putem trage și la o tigaie simplă, nu e neapărat important. Asta la moment ce facem? Așa. Un pic facem un pic de ordine. De aici. Ordine? Ca să avem și ordine. E importantă ordinea în bucătărie, cu da, siguranță, de fiecare dată să avem grijă și la acest capitol. Asta a fost primul job, hai spunem, care l-am învățat eu fiind bucătar în... Da. Ordinea în bucătărie e sfântă. Corect. Curățenia. Cum ai terminat ceva de făcut, cu siguranță imediat trebuie să faci curat. Dacă nu, deja după ce încurci, și deja nu mai este ceea ce trebuie. Alu, că, știi, dezordinea niciodată nu aduce cu sine lucruri tocmai bune. Eu să am grijă un pic așa de ceapă. Da, hai un pic, nu trebuie foarte mult. Din interior. Dar un pic o lăsăm să se caramelizeze. Uite, deci okay. Ceapa e aproape perfectă. Nu avem nevoie foarte mult, că merge caramelizată. Iată, așa un pic. Deci e caramelizată super. În mare parte. Și, efectiv, deci voi, în funcție de preferințe, ați auzit, puteți să tăiați ceapa inelele astea. În funcție de preferințele voastre, mai groase sau mai subțiri un pic, nu are okay. Nicio importanță. Fiecare bordei cu al său obicei, vorba aia. Tu de cât timp ești în domeniul bucătăriei? Ok, hai să spunem așa, practic 5 ani. Oh, da. Ai în spate, ai în spate bucate gătite pentru multe lume. Este un pic și câțiva burgeri, dacă sincer, acolo foarte des facem evenimente. Așa? Nu, cu mătrii, ceva de genul și foarte... La ei, pentru că e un alt meniu, nu ca la noi, da. Foarte des, foarte, foarte des erau întrebați mini-burger. E mai mici, așa, ok. Corect. Fix aceeași idee, mini-burger, 150-200 de persoane. Ai pus aici timer, da? Da.
Perfect, super. Este. Am grijă de... Am zis că îmi place cărnița bine, bine gătită. Și în același timp am grijă și ceapa asta să fie caramelizată bine. Da. Nu de altă, dar știu că am avut la o anumită etapă la telemagazin și o gospodină care a venit și a gătit dulceață din ceapă. Asta și spunea materialul, da, gem. Da, da, corect, exact. Da, corect. Da, da. Și n-am gustat-o, n-am îndrăznit să o gust, pentru că am zis că nu sunt cu ceapa. Dar, în principiu, știu că e ok. Mirosul, cel puțin, are un pic miros de ceapă. Da, despre dulceață, de ceapă discutăm... A doua tigaie? Hai să vă pun... A doua tigaie e la, e la, okay, da, e la cuptor acolo. Atunci, dar scoatem ceapa. Scoatem ceapa, ok. Avem, avem o farfurie pe care să o scoatem. Imediat și deja... Da, te las pe tine că ești mai îndemânatic la capitolul ăsta. Bun, și mie îmi place să stau la bucătărie, știi cum e? Dar, în mare parte, atunci când nu e de nasul meu, zic nu, chiar nu mai bag, știi? E vorba aia în bucătărie. Nu-ți băga nasul acolo, nu-ți fierbe oala. Exact. Și așa ce mai bine. N-are importanță că punem pâinea cu un pic de ulei, da? Nu, adică, chiar, din contra... Chiar asta și vreau să fac. Moment, să mai dau cu un pic de unt. Un pic. Pentru a-i da un pic de... Așa? Gust, un pic de gust și... Ah, superb, am înțeles. Corect, da. am înțeles dar oricum vom avea nevoie și de a doua. Am mușchi deja un pic, vedem. Da, două tigaie. Bun, eu cred că reușim oricum să facem, cel puțin așa? Un burger ca să, da, să, da, punem. Da, cu siguranță. Și efectiv, în uleiul ăsta, mai ales că s-a prăjit un pic, s-a condimentat ceapa, da, asta. Și ceapa un pic, cu siguranță. Îi va da un gust aparte la pânica asta. Și vom avea un burger mult mai savuros. Atunci când punem, de exemplu, pentru că practic suntem cam în criză de timp, are importanță stratificarea ce punem, cum punem pe burger sau nu prea? În general, facem așa. Pânica. Așa. După ce e deja tusată. Ok. Jos. Uh-huh. Avem sosul. Uh-huh. În general, jos se pune și, da, verdeață, salata. Da, verdeață, așa. În general, pentru ca sucul din burger să nu facă pânica prea moale, da, 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 să fie un pic crustă, respectiv, da, crocantă, cum a fost tosată. Uh-huh. Pe urmă, deja punem burgerul, avem cașcavalul deasupra, așa, și restul garniturii care îl avem deasupra la cașcaval. Câte un pic și, așa, cu siguranță, iarăși, pânica deja deasupra. Ei pot fi oricât de mari nu am vrea noi. Adică noi, dacă avem în comerț și chifle mai mici, așa ca mărime, da, sunt convins că putem aici să punem și chifle mai mici. Este deja are și... Uite, pânica încet își capătă, da? Acea, da, 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 da. Adică se coace ușor, da, ușor. Câte mai avem acolo? Mai avem un pic. Practic sunt aproape gata. Uite, chiflele astea deja sau, pentru că deja trebuie să punem s-au gătit, dar în mod demonstrativ vom încerca să facem un burger ca să le arătăm tuturor că e posibil să mâncați gustos și acasă. Adică foarte ușor, siguranță, din ingrediente pe care le găsiți voi acasă, pentru că acum totul absolut e accesibil, cum ar veni. Și da, zi. Mă ajut, te rog, să punem cașcavalul. Te ajut, te, da, ajut să punem cașcavalul. Uite, sunt așa, super. Ok. Sunt super. Dai, te rog, de ce, da, ai nevoie? Zi că te ajut cașcavalul cu de toate. Punem pe burger. Ok. Poți deja să le scoți, te rog, burgerii. Neapărat. Sau, neapărat, dacă doriți, să ajut eu. Vin cu, okay, da, vin cu tigaia, cu aceste pârjoare care au fost date și la cuptor. Super. Iată-les, le vedeți, au fost date la cuptor, între timp s-au gătit acolo, s-au mai împufoșat un pic așa. Adică, aha, am înțeles. Deci, da, de ce se pune pe asta ca să se topească un pic, corect, nu? Topim un pic, așa, și deja, okay, cu siguranță și gustul va fi altul. Am înțeles, am prins ideea. Am pus... punem câte două bucăți pentru a fi în cazul, da, da, dacă aveți alt tip de cașcaval și feliați mai gros un pic, puteți să puneți și una sau iarăși în funcție de cine și ce, corect, vrea și ce preferă. Exact. Am înțeles. Deci asta e ceea ce facem în etapa aproape finală, cum ar veni. Corect. Punem cașcavalul, se mai topește. Ați văzut și voi. Nu e important să aveți tare multe ingrediente acasă, adică să aveți kilograme întregi de roșii sau kilograme întregi de salată, de verdeață și multe altele. Este foarte simplu și la fel nu este important să aveți două tigăi. Puteți să manevrați și cu o tigaie. Că acum, bine, noi avem criză de timp, dar voi acasă aveți tot timpul din lume ca să gătiți un burger exact așa cum vreți voi, pe placul vostru. Cât de des? Pentru că burgerii, de fapt, mi se par foarte ușor ca să fie gătiți. Cât de des, de exemplu, oamenii apelează, bine, ca o gustare înainte de, nu știu, de un meniu pe care și l-au ales?
sau mai des apelează după ce au mâncat. Că atunci când mănânci bine, mi se pare, nu știu, așa, să mai mănânci un burger, nu cred că mai încape. Deja independent, pentru dacă vă dați, dacă putem comandăm un mini burger, așa poate fi ca o pregustare. Dar atunci când merge vorba de un Big Mac, acolo deja e un pic altă treabă. Da. Dacă putem și stratifica la un moment dat, adică putem să gătim și unul mai mare, dublu cum ar veni, nu e neapărat să faceți exact cum am făcut noi, unul mai mic așa, unul obișnuit pe care îl cunoaște toată lumea, puteți să gătiți și unul cât se poate de mare și dublu pentru toată familia voastră. Roșiile, uite, vedeți da, cât de ușor. Da, e ceva, o chestie foarte, foarte interesantă. Vă aduc aminte, aveți grijă că cuțitele voastre să fie ascuțite. Da, pentru că vorbeam cu... foarte important. Vorbeam cu Andrei la un moment dat despre cuțite și spuneam că un aspect foarte important al unui cuțit ascuțit e faptul că vă puteți permite să manevrați în bucătărie, adică să feliați felii subțiri, să feliați felii care sunt, nu știu, cât o foaie sau orice altceva. Și atunci e foarte important cuțitul ascuțit. Să nu mai umble soția pe la vecini ca să-și ascută cuțitul. Noi între timp, da, uite că timpul meu a cam expirat. Da, e ok, pot să ne dau acolo un minut. Și să mai avem un pic de... deci cașcavalul s-a topit. Super. S-a topit, e bine. Avem aici așa. Mai avem doar un pic. Am asta stratificat, e. Imediat aducem și acele prăjoale. Stratificăm și punem. Cu ce pot fi consumați burgerii? Foarte important pe final de interviu să ne spui ca să fie și mai savuroși. Cu siguranță cartofi. Aha, deci cartofi și nu are importanță. Puteți să faceți și acasă, să-i coacem. Cu siguranță, cartofi prăjiți, asta e cel mai, da, simplu și cel mai wow garnitură venită ca burger. Deja în dependență avem, putem să facem chipsuri, putem să facem fries sau putem să facem în general cartofi prăjiți cu tot coajă. Tot e ceva foarte, foarte interesant. Uite, noi am mai fi lăsat să se topească un pic cașcavalul ăsta, dar suntem cumva în criză de timp, așa că îl punem acolo. Da, oricum deja îmi permiți. Punem pârjoala. Deja e oricum acolo e fierbinte, da, exact. Da, okay. Punem pârjoala și efectiv după asta putem să mai adăugăm ceva verdeață peste sau... Desigur, cu siguranță. În caz că îți dorește sufletelul. Dacă ești tare pe un pic, partea punem așa un pic de roșie. Vegană. Așa, mai este. Mai punem un pic așa. Să fie, da. Op, ca să avem verdeață, avem să fie bine. Da, deasupra. Exact. Și ambele părți, ați văzut și voi, au fost foarte bine, mersi, au fost puse cu sos. Deci uite, ăsta este burgerul de care spuneam, din care a dispărut hamul, de acolo din hamburger. Este un burger savuros pe care îl puteți face voi acasă, din ceea ce găsiți voi prin frigider, pentru că fiecare dintre noi are pe acasă cașcaval, niște cărniță, pâinica asta, adică chiflele astea le găsim în comerț și cam atât. Noi îți mulțumim tare mult, succes pe viitor. Cu și drag, te aștept să revii în platoul Telemagazin ca să mai vii și cu alte rețete culinare. Cu mare drag!